Locuitorii din municipiul Petroșani au înghețat în locuințe din cauza unei avarii. Sistemul de termoficare la care sunt racordați aproape 12.000 de abonați nu a mai fost funcțional de duminică dimineață când pe magistrală s-a produs o avarie. Potrivit directorului de la termocentrala Paroșeni, Doru Vișan, spărtura a apărut în zona orașului Aninoasa și nu a mai fost posibilă alimentarea cu agent termic a celor din Petroșani. Se pare că defecțiunea a fost provocată de frigul puternic. La sistemul de termoficare mai sunt racordați în acest moment și locuitorii din Vulcan și Lupeni, la Paroșeni fiind singura termocentrală din Valea Jiului.